Duminică. Cum va fi vremea duminică, cel de-al doilea tur de scrutin, alegeri? Trebuie să ieșim cu toții la vot? Pentru zonele intracarpatice ne așteptăm, da, am făcut o prognoză special de pentru ziua de 24 la nivelul fiecărei regiuni și iată că pentru zona Maramureșului, a Crișanei, pentru Transilvania vorbim de o vreme în general frumoasă, pentru că maximele pentru ziua de duminică se vor încadra în general între 11 până la 14 grade și vorbim de o vreme în general frumoasă și caldă pentru această dată. Pe parcursul nopții este posibil să vorbim de ploi cu caracter izolat. Iar pentru regiunile extracarpatice, respectiv Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, vorbim și aici de o vreme, însă mai ales pentru Moldova, ușor mai rece, pentru că în continuare temperaturile maxime pe parcursul zilei de duminică, iată, nu vor depăși 6-7 grade, dar care să se apropie de normalul climatologic al datei din calendar pentru această regiune. În Muntenia vorbim de asemenea de maxime în creștere până la 10-11 grade, în Oltenia de asemenea o vreme, iată, între 6 și 10 grade la nivelul temperaturilor maxime, o vreme care să înregistreze valori de temperaturi în jurul normelor climatologice. Posibil ploi, burnițe slabe în zona de sud. Însă, așa cum am spus, amprenta din punct de vedere meteorologic va fi dată de regimul de temperaturi, în special și cu valori, așa cum am spus, mai coborâte în zona, încă în zona Moldovei și în creștere în restul țării. Dar oricum ceva mai bine decât astăzi și mâine. Cu siguranță ceva mult mai bine, pentru că deja nu mai vorbim de intensificări ale vântului, așa cum putem să vorbim astăzi și mâine, pentru că în continuare astăzi vorbim de intensificări ale vântului la altitudini mai mari de 1500 de metri, care să înregistreze la rafală 70-90 de km pe oră și chiar și în zonele mai joase, în special în partea de sud a țării, valori cuprinse între 40 până la 55 de km pe oră. O vreme totală, aș spune, la bolul opus pentru ziua de duminică și chiar și debutul săptămânii.